ar fi trebuit să-i spunem Nadejda Aliluieva Stalina, dar puțin au știut că ea ar fi purtat acest nume. Tot atât de puține persoane știau la vremea respectivă că era soție celui mai influent om din stat. Uneori nu știa nici el sau nu-i păsa, iar asta a însemnat marea dramă a femeii care a fost constrânsă să trăiască în invizibilitate în viața acestui președinte al Rusiei. În multe culturi, în multe popoare, expunerea consoartei unui personaj public este mai degrabă o chestiune ce echivalează cu zăvorârea unui sertar cu probleme private. Deși întotdeauna în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică, totuși aceste femei în multe cazuri au rămas complet necunoscute sau atât de puțin cunoscute încât abia se știe cine au fost. Stalin, ca mulți lideri asemănători, n-au făcut paradă din a-și expune soția, cu care avea de ce să se mândrească, între altele. A făcut acest lucru puțin înaintea lui și marele Lenin, iar exemplul lor a fost foarte urmat de mai toți președinți care au condus apoi Rusia comunistă, cu excepția foarte criticată a Raisei Gorbaceova, soția președintelui Mihail Gorbaceov. Puțin știu în timpurile actuale cum arată soția lui Vladimir Putin, de exemplu, actualul președinte al Rusiei. Dar astăzi vom vorbi despre o soție de președinte rus urcat pe culmile gloriei în timpul Revoluției Bolșevice, acea revoluție care a pus capăt dinastiei Romanov. Am vorbit aici la Timpuri Repovestite despre dramele lor. Merită spus că, încă din timpul domniei ultimului țar, protestele de stradă n-au lipsit. Disprețul poporului a fost atât de aprig față de influența tot mai nefastă a țarinei Alexandra Feodorovna în politica Rusiei, asta pentru că a facilitat intromisiunea lui Rasputin. Până și familia ei îi reproșa că datorită acestei intrări a lui și prezenței lui Rasputin peste tot, coroana regală s-a destrămat. Deci, înainte să ajungă la putere un val de comunism plin de ură față de monarhie, în Rusia se instaurase un fel de dispreț, ca să nu spunem ură, față de prezențele femeilor în treburile de bărbați, în treburi de guvernare. Nici femeile rușilor de rând nu vedeau în influența țarinei ceva potrivit unei femei. Prin urmare, când noul val politic a acoperit Rusia și s-a căutat stârpirea tuturor romanovilor, odată cu aceasta s-a dorit și ștergerea definitivă a influenței feminine, cauza destrămării conducerii statului. Cumva, comuniștii au încercat să învețe din istorie și ce a rezultat a fost atingerea unei alte extreme. Așadar, dragii mei, vă propun să aflăm povestea scurtă și foarte puțin cunoscută a celei de-a doua soții a lui Iosif Stalin, Nadejda Aliluieva. Fac o mică paranteză și vă anunț că vor fi pronunțate mai multe nume rusești, pentru care am făcut îndelungă exerciții de pronunție. Este posibil ca unele dintre ele să nu sune chiar așa cum ar trebui, dar sper că mă apropii cât de cât. În Nadejda Aliluieva au cunoscut-o puțin și tot mai puțin au înțeles că era o femeie puternică, care a avut o viață tristă și a cărei poveste a fost repede uitată. Numele ei este Nadejda Sergeevna Aliluieva și s-a născut la Baku, în capitala Azerbaijanului de astăzi, la 2 ianuarie 1901. A fost cea mai mică dintre cei 4 copii ai familiei. La vremea aceea, Stalin, născut Iosif Visarionovici Dugasvili, era un băiat de 22 de ani care, după copilărie marcată de abuzuri domestice, și-a trăit viața între seminarul teologic pe care l-a frecventat puțin și străzile din Tiflis. A ales rebeliunea, evident, și după o primă arestare în palmares, era ceva de erou la vremea respectivă, tot înconjurat de rebel ca el, face marele salt în politica revoluționară care va învolbura Rusia înainte de primul război mondial. Povestea acestui tânăr și promițător revoluționar, Stalin, merită un material separat din partea noastră, însă trebuie să spunem că numele său este de fapt un pseudonim, unul dintre multele pe care le-a avut. Stalin, în limba rusă, înseamnă de oțel. Tatăl Nadejdei pe atunci era un fierar care lucra la atelierele feroviare transcaucaziene, dar era un revoluționar împătimit, bineînțeles că îmbrățișa aceleași idealuri ca tovarășul Stalin, împreună cu alți mii de ruși obosiți de puterea țarului Nicolae al II-lea Romanov.
În 1908, Stalin, deja un promițător om politic, a scăpat din închisoare, iar tovarășul Aliluiev i-a oferit protecție acasă la el, la Petersburg, unde se mutase cu familia de ceva timp. Stalin nu era la prima sa arestare, ba chiar a fost deportat în Siberia de câteva ori. După una dintre aceste arestări, primi sprijinul acestui fierar revoluționar. Și așa s-a făcut că, în imensul oraș Sankt Petersburg, în propria ei casă, Stalin o întâlnește pe mezina familiei, de numai 6 ani, Nadejda. Șederea cu Aliluievi n-a durat foarte mult, din ce spun sursele. Stalin a părăsit casa familiei în același an, 1908, și s-a aventurat în chestiuni politice periculoase. A fost iarăși arestat, apoi iarăși eliberat, până la sfârșitul lui februarie 1917. Deja pe atunci sorții Imperiului Rus începuseră să se schimbe. Revoluția din februarie a reușit ce era mai greu și poate inevitabil, să forțeze pe țarul Nicolae al II-lea Romanov să abdice, în martie 1917. În această ambuscadă, deși el nu se afla chiar în prima linie, Stalin a jucat roluri esențiale în partidul care căuta cu toată puterea să ia locul monarhiei. Acest lucru s-a reușit prin desemnarea ulterior a președintelui lor comunist, Lenin. Iar Stalin nu doar că era prieten, dar îi servea și ca om politic de nădejde. Deci era treabă de făcut în Rusia și în noul partid. Trebuiau vânați apoi toți Romanovii. Nu s-a mai întors în casa familiei fierarului Aliluiev după ultima sa ispășire de pedeapsă. Însă, în vâltorile acelor probleme politice, nădejdea Aliluieva liștea. Din adolescenta studioasă a devenit o tânără femeie, frumoasă, inteligentă, afabilă, dar hotărâtă și încăpățânată. A studiat la gimnaziu, s-a apropiat de mișcările revoluționare care acum implicau tot poporul și care au condus la prăbușirea țarismului. Acum avea aproape 17 ani când țarul fusese înlăturat și când Partidul Comunist începea expansiunea, deci putea să contribuie și ea la susținerea acestei forțe politice. Nadejda ocupă cu succes un post de secretară pentru marele lider bolșevic, Lenin însuși. El era cel care conducea Rusia după ultimul țar. El a fost primul președinte comunist al Rusiei. Prin urmare, cu un tată înfocat al comunismului, Nadejda devine o femeie independentă, interesată de politică și de societatea care o înconjura, o societate care se schimba extrem de rapid. Se pare că fatidicul an 1918, cel care a fost desemnat pentru uciderea Romanovilor, semnifica pentru Nadejdea o etapă nouă, una care va schimba complet viața. Nadejdea Liluieva îl întâlnește din nou pe Stalin, Iosif, pe prietenul și protejatul tatălui ei, acum un Stalin care a devenit un membru important al Comitetului Executiv Central. Revoluția rusă din acea perioadă s-a încheiat cu bine pentru Lenin, care era șeful Nadejdei. Însă Stalin era acum unul dintre cei mai respectați și influenți membri ai Partidului Comunist și bun prieten al lui Lenin. Nu mai era tânăr, dar era un bărbat arătos, frumos, bine conturat, înalt, văduv, tatăl unui fiu cu doar 6 ani mai tânăr decât Nadejdea. Însă este printre cei mai puternici oameni din lume, o lume așa cum era ea înțeleasă de către noi ruși și mai era o partidă bună, cum se spune, pe care fata n-a ratat-o. Nu știm cum s-a derulat povestea lor și dacă a fost una de iubire, cât de mică. Nu știm nici cine a fost cel care a decis uniunea celor doi. Dar uneori cei singuri se aleg pentru că împreună au aceleași idealuri și iată că tânăra noastră, Nadejdea, secretara lui Lenin, devine atracția lui Stalin. A fost iarna anului 1919, o zi neînregistrată ca fiind importantă, undeva între februarie și martie, când Iosif Stalin își unește destinele cu Nadejdea Aliluieva, ultima fiică a prietenului său, Serghei Aliluiev. Ea are acum 18 ani, pe când el 40. Dar dacă nici data căsătoriei n-a însemnat ceva important, vă imaginați că nici ceremonia n-a existat, deoarece, atunci, idealul bolșevic dezaproba asemenea parade și desfătări. Le făcuseră Romanovii destul, nu mai era cazul acum. Așadar, a fost o cununie seacă, neștiută și neînsemnată, însemnată poate doar în inima unuia dintre ei.
Stalin și-ar fi dorit ca soția să devină ce era ea destinată să fie, o soție ocupată cu casă, cu masă și cu copii, nu secretara personală a cuiva. Însă nădejdea o femeie autonomă, poate cunoscând firea și principiile soțului, poate pentru că regulile acestea ale noii femei ruse încă nu se înțelegeau prea bine, ei bine, nu dorea să fie casnică și nici să intre în slujba soțului ei. În principiu îi cere să-i fie respectată libertatea, iar Stalin îi respectă voința, tot în principiu, dându-i voie soției sale să se ocupe de afacerile lui Lenin, partenerul său politic. Poate din respect pentru Lenin mai degrabă. Brusc, 2 ani mai târziu, în 1921, Nadejda Liluieva este expulzată din Partidul Comunist. Femeia protestează, n-a greșit cu nimic, nu înțelege motivele acestei decizii, iar soțul Stalin ridică din numeri, aparent neavând habar despre ce era vorba, dar nici nu se interesează să facă schimbări. Istoricii au spus doar că alegerea de a o scoate pe Liluieva din partid a fost chiar a lui, soțul fiind dornic să pună capăt avântului independent al acestei soții, care devenise prea puternică și cu principii prea sudate și dârze. Ce să mai, n-o vedea bine în lumea politică și dorea să o țină la cratiță și la crescut copii. Și iată că tema copiilor a fost o ocazie perfectă să o scoată din joc pe Nadejdea. Totodată să îndeplinească și dorințele unui bărbat prea orgolios să împartă convingeri politice cu o femeie care lua prea mare avânt pe lângă el. Nu știm de ce Stalin nu era mândru și mulțumit de contribuția în partid a soției, o contribuție de secretar pe care Lenin, șeful Nadejdei, chiar o aprecia. Efectiv, Stalin avea alte păreri în privința emancipării femeilor. Nu credea că locul unei soții este în același loc cu al soțului. Și mulți, foarte mulți ruși au preluat această pacoste de convingere. Și dacă Partidul Comunist era plin de Stalin, soția lui Stalin trebuia să-și găsească alt loc, de preferință acasă. Și mai face ceva Stalin. Nu doar că îi pune în brațe pe fiul din prima căsătorie, ba 2 bebeluși, unul al lor, primul lor copil născut, dar și un bebeluș, un fiu orfan al unui prieten de-al său, un prieten decedat, un fost revoluționar comunist. Și iată cum, la vârsta de 20 de ani, Nadejdea se trezește expulzată și din partid și îngrijindu-se de 2 nou-născuți și de încă un tânăr, puțin mai tânăr decât ea. N-a avut ce să facă, nu putea să abandoneze copiii. A decis să rămână la locul ei, în micul ei apartament, confecționat undeva prin camerele Kremlinului, pentru a avea grijă de cele 3 suflete. Au mai urmat apoi 3 ani de rugăminți până când a fost primită înapoi în partid în 1924. Pe atunci Lenin era slăbit de boli și în cele din urmă a decedat, făcând ca următorul om puternic din stat să devină și mai puternic. Tot o mică monarhie și aici, în acest partid, adică Stalin moștenește locul de conducere și urcă pe prima treaptă. Devine secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Ce se putea dori mai mult de la viață? Se putea crede că acum, la puterea absolută, rolul Nadejdei în viața lui Lenin ar fi devenit mai important, însă, în ciuda faptului că soțul ei se afla în vârful națiunii, rolul soției va fi din ce în ce mai marginal. Astfel, în 1929, după ce a născut-o pe fetița lor Svetlana Iosifova, Nadejdea a început să cultive alte interese și să se facă mai atractivă în ochii partidului. S-a înscris la Academia Industrială din Moscova și a devenit în scurt timp inginer. Probabil că bănuia, dar soțul ei n-o dorea în sălile puterii. Va avea grijă să o țină tot mai mereu în spate, mereu în umbră, tot mai necunoscută, necunoscută chiar și în ochii colaboratorilor săi, față de care și-a ascuns cât a putut de mult relația. Puțin, de fapt, știau că Nadejdea Aliluieva era soția legitimă a dictatorului. Îi ducea probabil în eroare faptul că niciodată n-a fost cunoscută ca fiind Nadejdea Stalina, Nadejdea Dugasvili sau Aliluieva Stalina, măcar să aducă cumva cu adevărată ei identitate. Dar ce să vedeți, Stalin își strigă soția într-un mare fel, Tatka, în rarele momente de tandrețe sau de afecțiune.
Pasca începe să deschidă ochii, să înțeleagă imposibilitatea de a atinge obiective lângă Iosiful ei. Poate din acel moment se rupe ceva între nadejdea lui Eva și Iosif Stalin. Certurile dintre ei încep să fie tot mai mari, tot mai continue, după cum relatează Polina Molotova, soția ministrului de externe de pe atunci, Vyacheslav Molotov. Ea era o prietenă a nadejdei, una dintre puținele care existau. Tovarășa lui Eva nu trăia bine lângă acel om rezervat, un bărbat plin de manii, neafectiv, obsedat de teama de a fi trădat de subordonații săi și poate că intenția de a-l părăsi începe să se maturizeze încet în mintea ei. Dacă Stalin are toate maniile sale, chiar și soția pare să fie instabilă emoțional. Despre toate aceste lucruri aflăm de la însăși fiica lor, Svetlana, care mai târziu a devenit un scriitor cunoscut. Ea va folosi adesea cuvântul schizofrenie pentru a-și defini mama și afecțiunile mamei sale. Potrivit unor surse, toate problemele de sănătate ale femeii au fost cauzate de multiplele avorturi pe care aceasta a fost nevoită să le facă. Având în vedere totuși că în Uniunea Sovietică din acea perioadă nu era prea ușor, și oricum se controlau foarte mult nașterile și numărul copiilor. În octombrie 1932, după zile de încordări dintre ea și soțul ei cu care nu mai împărțea decât casa, se vede nevoită să mai joace încă o dată rolul de soție invizibilă. Asta la dineul de gală organizat de Stalin în cinstea comisarului poporului pentru afaceri militare și navale, Kliment Voroshilov. La cină este evident că participă cei mai importanți membri ai partidului cu soțiile lor, iar băutura curge în râuri. Deodată Stalin și Nadejdea încep să se certe în fața tuturor. Se pare că puternicul om flirta fără probleme, sub ochii soției sale, cu o tânără și atractivă soție a unui soldat care își căuta și el ascensiunea în partid. Calmate pentru moment spiritele, la un moment dat al cinei Stalin cere un toast pentru lupta sa împotriva dușmanilor poporului. Toată lumea se ridică în picioare și toți își ridică paharele în aer, cu excepția Nadejdei, soția lui, care rămâne pe scaun și nu răspunde chemărilor lui. Gestul îi pare cu siguranță intolerabil marelui om politic. Cum, chiar acolo, în fața tuturor credincioșilor săi, ea să-i facă o figură ca asta? Cine se credea ea? Stalin nu se controlează și aruncă cu ceva în femeie, o bucată de pâine sau o coajă de portocală. Însă ea îl fulminează cu privirea, se ridică de pe scaun brusc și pleacă de la dineu. Aerul din sală devine înghețat și nimeni nu mai îndrăznea să respire. Polina Molotova, mica, îngână niște scuze nedeslușite, se retrage și ea de la masă ca să-și urmeze prietena afară, în afara Kremlinului. Nu o convinge să se întoarcă la dineu, ci o conduce în camera ei, într-o cameră în care dormea de foarte mult timp, de una singură. La întoarcere, în sala de recepție, Polina încearcă să o scuze pe Nadejdea în fața invitaților și a marelui Stalin că poate a băut puțin prea mult și e obosită. În ochii mai multor persoane invitate la dineu se vedea un fel de amuzament pe seama geloziei femeii și o picanterie care îi distra. Noaptea cade la Moscova până când, la prima lumina zorilor, pe 9 noiembrie 1932, tăcerea este străpunsă de un foc de armă. Știrile vremii au surprins corpul unei femei împușcate alături de un revolver. Lumea știa doar atât. Nadejdea Aliluieva s-a sinucis la vârsta de 31 de ani în dormitorul ei. Stalin, care și-a petrecut noaptea afară, după toate probabilitățile în companie feminină, companie de la care nu se distrăgea, pare să fie zguduit de moartea lui Tațca, după cum susține un istoric, Robert Conquest. Se pare că a fost singura ocazie în care apropiații i-au văzut ochii plini de lacrimi, dar a decis să nu divulge vestea că soția s-a sinucis. El alege să răspundească versiunea unui deces din apendicită și să nu ia în calcul versiunea că, totuși, lângă corpul ei s-a găsit un revolver. Cu ocazia acestui deces, indiferent cum s-a produs el, mulți vor adăuga la cunoștință un fapt pe care nici măcar nu l-au bănuit. Nadejdea Aliluieva a fost soția dictatorului. Ce chestie! Ce noutate! Înmormântarea femeii va fi în 12 noiembrie, o înmormântare ca întreaga lor poveste
învăluită în același văl al confidențialității. Stalin își va înmormânta soția într-un cimitir unde se odihnesc cei mai mulți scriitori, artiști, soldați și politicieni ruși, iar adevărul despre mama lor, copiii femeii îl vor cunoaște după foarte mulți ani. Datorită faptului că nu s-a știut mai nimic despre ea, în preajma celei de-a doua soție a lui Stalin s-au format fel de fel de legende de-a lungul decenilor. Unele ostile, altele imaginative. A fost fie o femeie puternică, fie una fragilă, o nervoasă, o martiră, prima victimă a unui bărbat josnic. În urma acestei femei necunoscute a rămas o legendă și o carte scrisă chiar de fica ei și a dictatorului de oțel, Stalin. Titlul cărții este 20 de scrisori către un prieten. Dragii mei, această poveste a ajuns la final. Ca de fiecare dată, vă invit la noi documentare data viitoare cu inima deschisă. Toate cele bune, Otilia!